zid înalt. Jucători bine clădiți. Mate Coman. Coman are 5 goluri marcate în poarta lui Dinamo. Oho! Îl dă pe al 6 la execuție impecabilă. Ce gol marchează Coman! A dat cu stângul în tur, cu dreptul acum. Excelent! Șutează șeptarul formației care conduce clasamentul, FCSB. Da, execuția e de clasă. Într-adevăr, de clasă. Mingea trece la mică distanță de zid și apoi coboară brusc. Este o execuție ronaldiană, dacă acceptați termenul. Am cam aceleași principii folosite de Florinel Coman. Splendidă execuție. Al șaselea gol marcat în poarta lui Dinamo de către Florinel Coman. Doar lui Șepși i-a dat mai multe goluri de când joacă în Superliga. La Șepși i-a scris de 7 ori. 6 goluri împotriva lui Dinamo. Și 6 goluri, așa se-a reușită pentru Coman în acest campionat. Arbitrul Călinii face semn lui Olaru să se ridice, sare în Ghezana. Are o mobilitate foarte bună, detentă excelentă pentru Ghezana. A ieșit Pantea, Olaru trântit, lovitură liberă. Intrare tare, dură a lui Patriche,